Deci dacă eu vă spun că părul meu prinde viață, mamă, de când sunt însărcinată și mai rău. Deci chestia asta de aici a început să se onduleze. Nu mi-am făcut nimic, absolut nimic la păr, îmi stă ca la leu și începe să se onduleze. Deci ar fi tare frumos ca pe timpul sarcinii să am păr creț, așa dintr-un păr super drept ca al meu. Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit pe acest canal. Uitați-vă ce am lângă mine, a trebuit să-mi urce cutioiul Ștefan lângă mine, eu n-am putut să-l ridic. Vi-l arăt cam așa ca să înțelegeți despre ce e vorba. Astăzi avem un boxing Shein cu noutăți. Cu noutăți pentru că ultimamente am avut ceva probleme cu AliExpress-ul în ceea ce privește livrarea. O să discutăm la un moment dat despre treaba asta. Practic, pe scurt, mi-ajung pachetele foarte greu și se opresc la vamă și nu prea-mi place treaba asta. Și am găsit varianta cu Shein-ul pentru că au distribuitori din Europa, ceea ce înseamnă că nu trebuie prin poșta vamală. Și la prețul, să știți că sunt foarte asemănători cu AliExpress. AliExpress în ultimul timp au suit prețurile, că știți voi impozitul ăla la care se aplică. Ei, ăștia de la Shein nu. Au prețul real pe pagină, atât plătești. Repet, nu trece prin vamă pentru că vine din Cehia, mi se pare. Mi se pare că au sediu în Cehia, Republica Cehă, ceva de genul, pe aici prin Europa, ceea ce înseamnă că e de bine. Livrează și în România și toată Europa și toată lumea, din câte știu eu. Mi-am adus și una bucată cuțit și vă spuneam că de data asta o să fie ceva nou pentru că am cerut și câteva pe lângă hainele de semi-gravid, între glumele semi. Am început să-mi cumpăr hăinuțe mai lărguțe, cel puțin în partea de sus, ca să-mi încapă burtihanul toată perioada asta rece a anului. Și pe lângă treburile astea am cerut și chestii pentru casă. Am fost curioasă să cer câteva chestiuțe ca să văd cum sunt în realitate calitativ și următoarea comandă pe care o voi face voi cere mai multe pentru că am o grămadă de chestii pentru casă, bucătărie, dormitor, au o grămadă de chestii pentru casă în general care îmi plac foarte mult și la un preț destul de ok și mi se pare ok situația decât ce se întâmplă acum pe paginile celelalte. Și aici mă refer cu pregădere la AliExpress. N-am avut ceva problemuțe cu ei și am zis ok, hai să căutăm variante ajutătoare. Așa că pachetul e nesigilat, că n-am uitat la el. Mi-am adus un cuțit de friptură pentru că zici că suntem la friptură, nu e așa? Și zic să-l desfacem, facem un boxing-ul și după cum v-am obișnuit, deschidem, vă arăt cum e produsul în realitate, cum arăta pe pagină, cum îmi vine mie în ceea ce privesc hainele. Iar la chestiile pentru casă, cred că o să vi le arăt și, de exemplu, am cerut o lenjerie de pat, sper că mi-a ajuns și o să vă arăt pusă pe pat. Bun, cam așa arată pachetul. Nu pot să-l ridic, să-mi fie cu iertare, dar e foarte greu și nu pot să ridic greutăți și știți de ce. Bun. Stai așa, cutie. O pun cam pe aici ca să o vedeți și scot pungă cu punguliță și vorbim despre... am cerut multe chestii foarte comode în ceea ce privește haine. O să deschidem și subiectul haine pentru gravidă și ce merită să cumperi și ce nu. Dar, în general, o să vedeți că marea majoritate a hăinuțelor pe care le-am cerut în comanda asta sunt hăinuțe pentru să te simți confortabil, pentru că mi-a crescut puțin burtica și nu mai suport, de exemplu, pantalonii care se închid în talie, sub buric sau... De exemplu, blugii normal nu-i mai suport, a trebuit să-mi cumpăr o pereche de blugi pentru graviduțe, dar despre asta o să vorbim într-un clip viitor. Hai să vă arăt ce am cumpărat de data asta și mai discutăm pe parcursul clipului cum stă situația în ceea ce privește comanda și în ceea ce privește hăinuțele. Repet, haine de relax, fie de stat prin casă, fie de ieșit la plimbări, fie de ieșit la medic, că asta fac mai nou, fie de ieșit la cumpărat până să mă știu ce. Aveam un set de 3 pantaloni de training pe Shein și i-am cerut. Mi s-a părut foarte interesant, acum sunt curioasă de calitatea lor și ceea ce îmi place e că sunt cu, ca să vă arăt, așa arăta punguța și vin 3 perechi de pantaloni de training. Pantaloni de training foarte normal. O să iau imediat pe mine ca să vezi cum stau, dar ceea ce mi-a plăcut din imagine și sper să fie și în realitate, adică când îi pun pe mine, e să fie cu talie înaltă, pentru că momentan, până în primăvară, burtica mea o să fie acceptabilă încât să-mi ridic pantalonii până în talie, așa sper eu, adică nici nu știu cum o să crească, dar mă gândesc că până vine căldurica aici, că aici vine căldurica mai repede, o să mă
o să mă țină pantalonii ăștia. Vedeți că sunt niște pantaloni foarte basic de training, care se închid aici jos și repet că pe dinăuntru au puf din ăsta călduros, perfect pentru iarnă. De asemenea, repet, talia este, uite, e o oață pe aici așa. Talia este destul de înăltuță, dar cred că nu ar rămâne deloc rău dacă aș pune-o și sub burtică atunci când începe să crească. Dar momentan ideea este să o pun deasupra la burtică ca să-mi țină căldură la spate, pentru că știi, moda e modă, iar frigul și răceala e o altă chestie prin care nu aș vrea personal să trec, cel puțin iarna asta. Bun, asta este prima pereche de pantaloni, un crem așa super drăguț, imediat facem și probă. După care un gri, foarte drăguț și el, e același model, adică identic acelălalt, are și el puf din ăsta și apropo mi-am cerut mărimea L. Nu am trecut la XL în partea de pantaloni momentan, toate hainele pe care mi le iau, mi le iau cel puțin în partea de jos L, pentru că nu cred că este necesar. Partea de sus e altceva pentru că trebuie mărimi mai mari. Bun, iar ultima pereche din setul ăsta e una maro. Repet, de făcut 11.000 de chestii în pantalon de training, pentru că acum primordial este să mă simt bine și confortabil cu ceea ce mă îmbrac. Mă enervează cartonul ăsta de aici. Nu să fiu super fashion. Bine, îmi place să mă și, nu știu, asortez vreau să zic, dar nu-i cuvântul potrivit. Îmi place să mă aranjez, dar primordial, momentan, este să mă simt lejer și confortabil. Același stil de pantaloni, după cum se vede, cu pufulete și el pe interior, ceea ce îmi place la nebunie. Și ăștia sunt pantaloni. Acum îi iau pe mine și vă arăt fiecare pereche în parte cum îmi vine. Ei, dragii mei, asta este prima pereche de pantaloni, până una alta să vă găsesc noaptea, până că de aceea, nu? Bun, în fine, asta e perechea numărul 1 de pantaloni de training. Vedeți că sunt foarte lejer, foarte comod să ridic eu bluza asta ca să vedeți cum se desfășoară situația în partea asta de burtică. Momentan stau pe burtică, dar când o începe să crească situația, pur și simplu îi ridic mai sus, vedeți că jos rămân chiar foarte bine și burtica o să înceapă să crească aici, iar noi ridicăm pantalonul mai în sus și totul decurge bine. Au un elastic destul de interesant că nu strânge foarte mult, deci pentru burticoase ca și mine este treaba destul de ok. Și da, momentan îmi plac. Uite, de exemplu, acum o să-i port cam așa, că îmi permite trebușoara aici și cu o bluză de teren pe deasupra sau ceva de genul. Sunt gata, pregătită de atât. Ei bine, mamă, câtă luminozitate! Acum e perfect. Așa sunt și cei gri, ca și model e aceeași treabă, după cum se poate aprecia, și foarte confortabil și, ce să vă spun, îmi plac, îmi plac destul de mult, mai ales că în zona asta de aici nu mă deranjează, unde contează cel mai mult să mă simt eu confortabil și ok. Deci, în prima fază și cei gri sunt foarte ok și așa cozy, deci cam training pe mine, nu are ceva, dar ăștia sunt pantalonii maro, da, sunt maronic, ăsta aia vine fi un crem, bluza asta de training, apropo, este și ea tot de pe Shein, cu alte cuvinte, și ăștia sunt la fel, ca și dimensiune, lățime, v-am spus 1,66 m am aici și îmi vin destul de bine aici, chiar am puțin loc, dacă puteți observa, să trag de ei, repet, în sus și tot îmi vin bine în partea de jos. Dacă trag de ei în sus ca să-mi acumpăr spatele și burta, sunt perfect. Dar momentan, cât ne permite spațiu, zic să-i purtăm așa. Și apropo, o chestie la care duc lipsa la toate perechile sunt buzunarele. Nu au ce să facem, asta e viața. În schimb, sunt foarte, foarte căldură. Mai departe, încă un punguloi mare. O chestie, cum așa arăta în imaginea de pe site, la care m-am gândit să stau cu ea prin casă mai mult, gen pijama de zi. Nu știu dacă mai vă faceți înțeleasă, sunteți și voi genul de persoană care dacă stați acasă toată ziua stați în pijamale din alea pufoase grosuțe? Eu sunt genul ăsta de persoană. Dacă nu trebuie să ies afară din curte casă, îmi place să am chestii pufoase pe mine. Și așa că mi-am cerut, nu pot să-i zic training, deși din imagine așa părea, dar e un material din ăsta, din lânică, din asta super moale, e absolut adorabil, așa părea în imagine și în realitate e absolut minunat. Mi-am cerut tot așa un L,
Ăștia sunt pantalonii, vin, după cum se vede, lărguți jos și sunt tare curioasă dacă vin până în pământ. Pentru că pe site arăta pe tipa, pe model, mamă ce s-a albit imaginea dintr-odată, pe model arătau scurți până la gleznă. Dar eu m-am gândit așa, băi, dacă sunt scurți până la gleznă, așa-i vin tipei, ia-i modele mai înalt. Eu la 1,66, stați așa să fac o situație aici, că s-a albit toată nebunia. Eu la 1,66 s-ar putea să-mi vină normal, adică până jos. Sunt curioasă cum o să-mi vină imediat, iau pe mine și ce-mi place e că sunt elastici. Sunt elastici și în partea de jos și în partea de sus, au iarăși talia destul de înaltă, așa că acoperim și burtica, ceea ce este minunat. Și la pantalonii ăștia venea și o bluziță pe care am cerut-o tot, cred că pe el, dacă nu mă înșel, că eu cred că cel mai probabil, stai tot să mă uit, da. El, am cerut tot un el, iar bluzita vedeți că o pot purta și pe separat la, eu știu, alți pantaloni sau mai știu eu ce. Și ce îmi place mult e că e foarte elastică, ceea ce îmi trebuie mie, cel puțin iarna asta. Problema este că nu vreau să-mi cumpăr hăinuțe speciale pentru graviduță, pentru că e o investiție proastă din punctul meu de vedere, până la un anumit punct, despre care o să vorbim într-un viitor clip, dar totuși îmi trebuie să acopăr, mai ales că iarnă, știi? Că e dureros când treci iarna prin burtoc și alte nebunii. În fine, ăsta este trainingul, dacă vreți să-l numiți așa, și am ți-l apropii de voi ca să vedeți materialul. Deci e atât de moale și atât de mișto, deci eu cu ăsta ies și pe stradă, categoric, adică nu mă pot abține. Îl iau pe mine și vedem cum stă cu el. A priori, e super mișto, mai mișto ca în imagine, să știți că îmi place mai mult decât arăta pe site. Mă îmbrac cu el și vă arăt. Deci trebuie să vă mărturisesc că chestiunea asta de pe mine pur și simplu m-a cucerit, m-a omorât. Scuzați-mă, vine din tavan, că și cum mă văd albă la față, dar important e să vedeți ce port. Trebuie să vă spun că e atât de moale și e atât de confortabilă și bluza și pantalonii încât nu i-aș da jos de pe mine. Și că vă spuneam de înălțime, mie îmi vin perfect, adică vin până jos, deasupra la un Adidas, dacă vrei să ieși pe afară, gel. Știi? Și în zona de burtică nici nu vă spun cât de confortabilă stă situația. Deși momentan vedeți că vine tivul cu șiretul și elasticul pe burtică, situația se poate îmbunătăți ridicând de pantalon în sus, după cum vedeți, sau îl lăsăm mai jos la deja. Uite așa, îl dăm mai jos, iar bluza fiind foarte elastică, acoperă bine și spate și în față. Deci, treaba asta, costumația asta, aș spune că e ideală pentru graviduțe. Deci e ceva de speriat. Aș merge cu asta în fiecare zi oriunde, adică și de stat în casă și de ieșit afară, e o chestie super interesantă. Îmi place mult de tot, mai ales textura la material, e atât de moale și atât de confortabil, deci un mare like pentru chestiunea asta. Mai departe, avem aici un training, din câte mi-aduc, am văzut chestii pentru casă, nu mă pot abține de la chestiile pentru casă, nu mă pot abține, cum e prima mea experiență cu Shein-ul în categoria home, nu mă pot abține. Aici am un training negru și l-am cerut primordial pentru confort și să mă simt eu bine când merg la medic, că am săptămâna de mers la medic, când merg la plimbare. Nu mai repet chestiile astea, că în general astea sunt activitățile mele de zi cu zi, că când stau acasă, știți că lucrez la birou, muncesc cu chestii de-astea bufoase pe mine, nu mă îmbrac extra mega ordinator când ies afară. Și când ies afară, repet, ultimamente prefer comoditatea. Așa că am cerut un training, așa arăta în imagine și l-am luat măruc, adică părea mare. Eu l-am luat pe un L, pe tipă părea mare și am zis că ok, e perfect pentru ceea ce caut eu. Deci asta mă nebunește, la modul cel mai serios, să freacă de mânega mea și nebunește. Și îl văd enorm, ceea ce e de bine, că trainingul nefiind, nu e că nu-i gros, materialul în sine nu e gros, mai care puf din ăsta termic pe interior și o să țină de cald. Dar ideea e ca prin ianuarie-februarie, când e cel mai frig aici, totuși să fiu acoperită, pentru că voi avea burtica puțin mai mare decât acum, știi? Și ăsta vine numai bine că este un training, vedeți, nu e un crop, că fug de cropuri în ultima vreme, pentru că nu are rost să le iau. E o bluză de training care momentan îmi vine, cred eu, după cum o văd, până la fund, ceva de genul. Iar pantalonii sunt exact ca cei de dinainte, numai că sunt mai mari.
îi văd enormi, cel puțin așa îi văd momentan, dar e bine că au talia, iarăși vedeți și voi, super înaltă, ceea ce mi se pare genial că mi-acoperă momentan burtica. Vedem mai încolo, dar momentan mi-acoperă burtica. Au și puf pe interior, să știți că nu mă așteptam ca treningul ăsta să aibă puf pe interior. Pantalonii de trening, da, dar ăștia mă gândeam că e tipicul material de trening, știi? Dar e mișto că e pufos așa pe interior, când e mai bun pentru iarnă, nu e așa? Uite, așa arată el, iar acum îl iau pe mine ca să vedeți cum stă și pe mine. Are și șiret, și șiret, e interesant și știți că arată ca în imagine. Chiar m-a surprins puțin mai mult având chestia asta termică pe interior. Asta înseamnă că e de bine. Despre trainingul ăsta trebuie să vă mărturisesc că e puțin, nu știu, bine, eu sunt și așa și așa cu trainingurile, că mă știți, mă cunoașteți, dar trecând pe perioada asta trebuie să port training. Chestiunea e că sunt foarte strâmți în zona asta, deci elasticul de aici, deci că îmi taie piciorul, e strâns bine de tot acolo, ceea ce e bine că nu intră frigul, știi? Așa că și training arată destul de bine, adică nu mă pot plânge. Elasticul ăsta de aici, vedeți că stă direct pe burtă și este destul de îndrăzneț, adică e destul de strâns și îi incomodează puțin, așa că ori îl las în jos să iasă situația pe afară și bluza acoperă foarte bine tot, adică uitați-vă, bluza e destul de lungă, o poți purta și așa, știi ce zic, și la mâneci exact cum îmi place mie, să fie așa lăluie, gen, știi? La bluză nu am nicio doleanță cu ea, n-am nimic de spus de rău, că e destul de confortabilă, lejeră și ce îmi place așa cum stă cu training negru, e primul meu training negru din vețișoara mea, ca să vă faceți idee, dar unde am o problemă e la pantaloni, apropo, plus că are buzunare, adică un mare plus pentru că are buzunare, că în viața fără buzunare nu există. Ia să vedem dacă ridicăm pantalonul deasupra burții. Nu, incomodează puțin zona asta de aici, așa că nu se va putea. O să port cât îmi permite burtica, așa, de desubt. Că de desubt văd că nu mă deranjează și nu arată rău purtându-i așa, gen, știi? Dar bluza e oricum de nota 10. Dacă nu aveți problema pe care o am în momentul de față cu burtihanul, ăsta, trainingul e super cool, fără nicio fel de problemă. Numai că eu acum am probleme cu elasticul de aici, că crește treaba. Dar în altă ordine de idee, e foarte, foarte călduros, trebuie să menționez asta, adică mor de cald cu el. Și n-am nimic pe dedesubt, nici la pantaloni, bine, n-am nimic pe dedesubt, știți la ce mă refer, da? Așa că e foarte călduros și îmi place mult că are buzunare, față de pantaloni ceilalți de training, e super ok treaba, numai că eu am problemele mele în viață. Și are și un șiret aici și deja situația e de bine cu trainingul ăsta, este exact ca în imagine, e ok. Ok, nu mă mai pot abține, așa că o să iau chestii pentru casă să vă arăt. Prima chestie de casă, hai să scot și pasta, că nu mă pot abține, am două chestii și mai trebuie să fie și lingeria de pat pe aici, ca să văd dacă e în fund. Da, e și lingeria de pat, imediat o arăt când nebunesc. Chestiile pentru casă pe care le-am cerut tura asta sunt cu pregătire pentru Crăciun, adică pentru luna ce vine, că știți că am pitiș pe creier, pe întâi am casa decorată, știi? Așa că m-am pregătit. Prima oară am luat chestiunea asta, o să o scot din pungă, că facem un zgomot. E un, cum se cheamă, drum de masă, se cheamă? În spaniolă, tradus motamu, cam așa s-ar zice. Chestia care se pune de-a lungul mesei, așa pe mijlocul mesei, se vadă fain. Mi-a plăcut foarte mult și sincer vă spun că mă gândeam că e un material foarte ieftin și prost, dar materialul mă surprinde plăcut. E destul de lung cât pentru masa mea din sufrageria unde mâncăm. Aș vrea să vedeți materialul. E unul gros, bățos, exact ceea ce trebuie pentru centrul mesei. Știți că se mai găsesc la magazinele astea mai ieftine, precum Jumbo, chinezi și așa mai departe, niște fețe de mese cu imprimeu de Crăciun, dar foarte, foarte subțiri și dacă le bagi, de exemplu, la mașina de spălat la 60, se deșiră, cel mai bine zis. E, ăsta e un material gros, bățos și îmi place de nu mai pot. La sfârșitul drumului de masă, sper că se zice așa, dacă nu mă corectați voi în comentarii, are un ciucuraș super super drăguț și aveau pe mai multe printuri. Eu am ales printul ăsta că îmi place și cam așa în stilul ăsta cu verde și roșu decorez eu în mod normal casa de Crăciun, știi? Și am zis, hai să vedem cum este. Și să știți că a fost ieftinuț, mi se pare că până în 5 euro, dacă nu mă înșel,
Ceea ce e super mișto, că un drum de masă din ăsta la Zara, din același material, depășește cu siguranță 20 și ceva de euro. Așa că e super, super interesant și îmi place foarte mult. Deci, prima chestie, ia că ai și o ațucă de pe aici, prima chestie așa pentru casă și pentru o decoreală de Crăciun, îmi place destul de mult. Îmi place pentru că este destul de calitativ. Asta l-ați văzut cum arată, nu o să-l mai pun pe masă acum sau probabil o să-l duc puțin în bucătărie ca să vedeți cum stă pe masă. Dacă îl filmez, vă inserez chiar acum o imagine. Iar următoarea chestie, știți că Elena are probleme cu decoratul mesei de Crăciun. Anul trecut am făcut un clip de genul care vă arătam idei de a decora masa de Crăciun. Anul trecut am simțit nevoia de tacâmuri aurii, așa că de data asta am cerut tacâmuri aurii și sper să-mi fie ajuns aurii, pentru că aveau acolo tacâmuri aurii și tacâmuri argintii. Argintii am deja, așa că am vrut ceva auriu, special pentru masa de Crăciun, de anul nou și chestii mai speciale, așa, când am nevoie de tacâmuri aurii. Sunt curioasă, în primul rând, dacă mi-au ajuns aurii. A doua chestie interesantă, aș vrea să văd la spălat cum reacționează, dacă se ia auriul ăla de pe el, mai ales că eu trăiesc într-o zonă foarte calcaroasă și se lipește calcarul de n-ai văzut, deși eu șterg tacâm. De asemenea, stau lângă mare și ruginește absolut tot. Sunt curioasă că o să le pun la niște sacrificii enorme, la niște probe din astea interesante. Sunt curioasă să văd cum o să reacționeze. Așa că hai să deschidem pachetelul și vedem în primul rând dacă mi-au ajuns cum le vroiam eu. Ia să observăm ce avem noi aici. Ok, au ajuns aurii, după cum se poate aprecia. Hai să le scot de aici și să le vedeți. Cuțit, furculiță, lingură și linguriță. Uite-le cum sunt, așa arată ele, scrie ceva pe ele, acum nu văd, că evident am ochelare la mine. Și vin 4 cuțite, 4 furculițe, 4 linguri și 4 lingulițe. Așa că da, hai să desfac, de exemplu, furculițele, măcar una să o scot de aici și să vedem cum este în afara punguliții. Momentan o să le las pe toate în pungi până le voi spăla și le voi pune la locul de onoare, iar prin daily vloguri o să vă țin la curent de cum stă situația cu ele, iar dacă voi face până de Crăciun iarăși idei de masă pentru sărbătorile de iarnă, le voi folosi cu siguranță și le veți vedea și acolo. Uite așa arată, de exemplu, furculița. Ceea ce îmi place este că e greuță. Știți că am niște tacâmuri destul de interesante din... am și tacâmuri din argint, dar vreau să mă refer la tacâmurile astea obișnuite, dar sunt puțin mai calitative, sunt foarte grele. Și mai am unele pe care le-am luat de la chinezi, deci sunt subțiri, deci că-s plastic, dar astea sunt undeva intermediu, adică nu sunt tipica furculiță care o iei și o îndoi, vedeți că trebuie să faci o oarecare presiune, adică nu se pot îndoi, deci calitativ să zicem că sunt ok. Uite, așa arată, de exemplu, furculița. Îmi place mult de tot, deci nici nu vă puteți imagina ce hepelică sunt cu tacâmurile astea, adică pentru ocazii speciale mi se par adorabile și cred că au costat, dacă nu mă înșel, undeva la 18 euro, dacă mă înșel, am să pun undeva pe ecran prețul, pentru că în jur la 18 euro au costat și mi s-au părut o variantă ieftină față de ce am văzut eu până acum în magazine și la Zara unde mai merg și la Ikea unde mă mai duc, deci destul de scumpicele, știi? Așa că pentru 4 persoane, să zic așa, e o variantă destul de interesantă, iar noi cum o să fim 4, vă dați seama că e mișto. Acum stau și mă gândesc că dacă am musafir ar mai trebui să cer un set, nu-i așa? Ar trebui să mai cer un set? S-ar putea să mai cer, de ce nu? Ca să fie setul întreg, dar momentan zic să le încerc cu astea, să le spăl, să le folosesc ceva timp, iar mai apoi, dacă văd că sunt calitative și merită, mai îmi cer un set ca să fie treaba mai mare. Bun, am să le pun undeva pe aici și hai să scot și ultima chestie pentru casă. E mai aici. Mi-am cerut o lingerie de pat. Eu am o problemă cu
lejerile de pat de la asiatici. Trebuie să fie calitative în primul rând. Am câteva care sunt foarte calitative pe care le-am cerut. Nu mai știu dacă de pe Rosgal, Dress Lily, o pagină de genul și încă le am. Aia albă cu pătrățele, mai am una roz pentru camera Alexei. Am câteva lejerii destul de calitative de la chinez. Ceea ce îmi place e că e ceva diferit. Pentru că în mod normal, cam toată lumea are același lucru în casă și eu sunt și pretențioasă la lejerii. Trebuie să fie cât mai deschise la culoare, nu prea îmi plac printurile pe lingerie, dar vreau ceva crăciunistic de data asta, așa că căutând pe acolo am găsit ceva care m-a reprezentat destul de bine. Mai exact, am găsit o lingerie de pat cu cerbi. Este o lingerie cu husă de plapumă și mi se pare că două fețe de pernă ceva decent. Mi-a plăcut foarte mult ideea. O să desfac situația ca să văd dacă e tot aici în fundă. Înscurgat foc șnitul. Da, material este un material rezistent la trecerea timpului, dar este un material pe care eu în mod normal nu-l folosesc iarna pentru că este un material rece. Îmi plac mai mult pufoșenile iarna, dar nu pot să spun că nu-l voi folosi și pe ăsta pentru că arată într-un mare, mare fel. Bun, fețele de pernă. Hai să vedem fețele de pernă. Astea sunt două. A, sunt numai bune pentru pernele mele. Eu am perne din astea, așa lunguțe și nu foarte late. Sunt exact ce am eu nevoie, ok? O să apropii materialul ca să vedeți. Așa mi se pare că are două fețe. Da, are fața asta verde, ok? Iar pe partea asta are fața cu cerbi, la fel și husa pentru plapumă. Materialul este acesta. Repet că este unul foarte rezistent, că mai am lingerii din materialul ăsta pe care le folosesc cu precădere vara pentru că sunt foarte răcoroase. Da, iarna, dacă bagi plapumă și așa, n-ai nicio treabă cu ele pentru că mai folosesc și iarna, dar printul mă omoară, deci printul este pentru acum categoric. Așa, astea sunt cusături foarte bune, apropo. Astea sunt fețele de pernă. Stați puțin că am obosit și mi s-a făcut așa puțin răuțus, că încă nu sunt 100% încărcată. Iar husa pentru plapumă este la fel, cu două fețe. Fie că vrei să o pui pe verdele ăsta, fie că vrei să o pui pe printul cu cerbi, e interesant pentru că poți să o porți mai multe anotimpuri. De exemplu, în anotimpul rece o porți cu treaba cu cerbi, o pui așa să se vadă pe pat, iar pe anotimpul mai călduț o pui cu verdele ăsta. Îmi place, momentan îmi place. Am să o pun pe pat și să apreciem splendoarea și minunăția ei. Momentan, la prima vedere, e destul de interesantă. Îmi place și cusăturile, e făinucă. Să văd cu ce sistem de închidere are. A, cu fermoar, perfect. Ador închisul cu fermoar, numai că la un anumit moment dat să mai sare fermoarul. După ani de zile, e adevărat, dar din experiența mea cu husele cu fermoar, că am și de la Ikea, am și, nu, de la Zara, na, de la alte branduri, de la Carrefour mai am iarăși cu fermoar, după ani de zile fermoarul cedează puțin, dar prefer categoric pentru că lea cu nasturi sau alte de închizătoare curge plapuma prin găuri și nu. Nu, așa că prefer nebunile astea. Bun, imediat vă arăt imagine de pe pat cum arată husa pentru plapumă și pernuțe. Deci, imposibil să pui lingerie nouă fără să apară domnișoara aici prezentă să-și facă apariția în pat. Așa arată lingeria pe patul Alexei, pentru că cineva mi-a confiscat lingeria, oricum trebuia să-i schimb ei prima lingeria, că era rândul ei. Și când a văzut, mami, mi-e gusta, îi place, așa că a rămas aici și am pus-o cam așa, cu chestia asta întoarsă, poți să o dai și peste perne și să stea pernele acoperite, astea sunt fețele de pernă, după cum se vede, și asta este husa pentru plăpumică. Mi-am căput exact pentru plapuma pe care o am eu. Asta, bineînțeles, că își face curățenia aici, ceea ce mi se pare genial. Deci, husa cu reni e pur și simplu adorabilă și super drăguță și se vede și frumos așa pe pat. Bineînțeles, trebuie să schimb și perderile, că-s cu floricele, să fie ceva mai așa de iarnă, dar în ansamblu, să vorbim despre husă,
Îmi place. Hai să trecem mai departe, să nu credeți că am terminat, pentru că videoul de astăzi este lung și desăvârșit. Am aici o chestiune care este un alt training. V-am surprins? Nu, că v-am spus că mi-am o haine comode, relaxante și așa mai departe. Okay. Trainingul ăsta nu e la fel de grosus ca cel negru. Ăla negru a zis, avea puf, ăsta nu are. Ăsta e unul dintr-un material din ăsta ca zimă, ca... cum se cheamă ea? Cu care merg la sport cu ei, din material din ăsta, că nu-mi vine să zic acum, colanți, Elena, colanți, din material din ăla de colanți sunt pantalonii, dar ceea ce mi-a plăcut la ei este că, ia uitați-vă frățicilor, suriorilor, câta talia de înaltă are, vin și ei tot așa jos închiși, au o linie așa pe margine, ceea ce mi se pare interesant și mi se par perfect pentru acum, până vine frigul, adică din decembrie și ianuarie și după aia undeva prin martie, așa s-ar putea să-i port foarte mult, că aici martie e călduț, știi? Și pentru genul ăsta de material, că vedeți că nu sunt vătuiți, n-au nimic pe interior, eu cred că o să meargă destul de ok situația și mai ales că au talia înaltă, ceea ce îmi permite să ridic așa peste burtă situația. Iar bluza, uite așa arată. O poți purta și separat, evident. E o bluză simplă, e un training simplu, că știți că nu sunt nici cu multe culori și cu printuri ciudate. Eu sunt simpluță, dacă mi-au printuri, mi-au din astea, ori cu sute, ori cu ceva floricele, că eu așa sunt. Deci, trainingul mi l-am luat destul de decent și vedeți că am comandat multe chestii de training, pentru că Elena, în mod normal, v-am mai spus într-un clip, nu prea iubește training, nu prea se îmbracă training, doar așa când e de vital important, e de vitală importanță să te simți confortabil și comod, așa că de data aceasta am optat pentru training, pentru a purta cel puțin iarna asta. Deci îl iau pe mine și vă arăt cum stă cu el. Deci trebuie să vă mărturisesc că trainingul ăsta îmi place foarte, foarte mult, e foarte confortabil, e ca și cum n-aș avea nimic pe mine. E adevărat că e subțirel și pentru la iarnă nu știu eu cât de bine o fi cu el, ori ne luăm ceva pe dedesubt, ori murim de frig. Duc lipsa la buzunare peste tot, viața mea sunt buzunarele, dar ca să faceți o idee, așa e într-o parte, e un vișiniu, ceva de genul. Și îmi place că e foarte comod, repet, nu mă deranjează nici în zona asta, dacă vreau să ridic situația, vedeți că se ridică până deasupra la burtică, nu mă deranjează în zona asta, pun bluza pe deasupra și se vede chiar ok, ca și lungime, iarăși e bine, scuzați-mi, șosetele de urs, da, asta e viața, ca și lungime în partea de jos e chiar ok, nu mă strânge elasticul de jos, nici elasticul de sus, deci pot să spun că e un training destul de interesant pentru gravidute și nu numai, că și dacă nu ești gravidă și vrei să o porți fiseta asta, ești chiar binevenită în club, nu știu cum să-ți spun. Dar, ca fapt divers, trainingul îmi place foarte mult și apropo are și glugă, pe care evident nu știu cât de mult o voi purta eu, că nu prea sunt fan, dar, ca fapt divers, e destul de confortabil. Avem elicopterul nelipsit, nu vă era dor de elicopter? Stați așa, că acum încep și câinii să latre, sunt cu poși să cânte, după cum v-am obișnuit că așa e la mine aici, la țară. Stați să treacă, stați și vă explic încă o chestie. Bun, ați văzut că mi-am luat 3 perechi de pantaloni într-un set. Pe lângă pantaloni de training sau pantaloni sau alte chestii la set, așa, ăștia de la Shein mai vând și bluze la set. Bluze, să știți că mai multe au și de training. Eu mi-am cerut niște bluzițe de luat așa, de exemplu, cu blugi. Mi-am luat o pereche de blugi pentru gravide, trebuie să recunosc. Singura pe care o îi cumpăra pe toată sarcina și la pantalonii ăia o să folosesc bluze, fie din astea strânse pe corp, dar care sunt elastice, fie bluze lărguțe, așa că am cerut un pachet de 3 bluze lărguțe și vi le arăt acum. Mi se pare că 30 și ceva sau până în 30 de euro toate 3 s-ar putea, o să vă las prețul pe ecran pe undeva că nu mai... îmi vine să vă zic acum. Asta este prima bluziță. Hai să vă arăt. Ceea ce îmi place la genul ăsta de bluziță e că sunt foarte, foarte elastice. Adică gen, când le pui pe burtă, de exemplu, în zona asta, ele iau uite-le cât se fac. Ceea ce îmi permite, de exemplu, să port o pereche de pantaloni, de exemplu, blugi cu talie joasă, care să fie sub burtă, iar bluza asta să o bag în pantalon sub burtă și să-mi țină burtica acoperită, la asta mă refer. Acum, le văd o țărâcă scurtuțe.
cum îmi imaginez eu că ar fi situația. Dar, ținând cont că ele se întind destul de mult, s-ar putea să-mi fie perfect. Oricum o să le iau pe mine și o să le probez. Vin așa cu un guler. Poate să fie un fel de helancă, ceva de genul, dar gulerul vedeți că este micuț și nu se dă așa. Pur și simplu o ți acoperă puțin aici baza gâtului, dar mie genul ăsta de bluziță mă scuzați. Mi se întâmplă. Sunt însărcinată. Mie genul ăsta de bluziță îmi place foarte mult. Basic, pe care o poți accesoriza cu ce ai tu prin casă. Uite, elastică, perfectă, nici prea groasă, nici prea subțire, perfectă de luat pe sub geci mai grosuțe când ai treabă în oraș, deci da, ok. Am luat pe alb, venea set, alb, negru și un maroniu, așa. Negru, aceeași tip de bluziță, adică sunt toate au același model, dar pentru ceea ce vreau eu, mi se par absolut perfecte, imediat ce vreau pe mine și o să exemplific situația pe care o am eu în minte. Și cremul ăsta, de fapt, maroniu, așa, un maroniu crem, o ațucă era acolo. Uite, un nude, așa aș putea spune. Uite, așa arată și nude-ul și, repet, îmi place că și, uite, și ăsta. Uitați-vă cât să face. Adică, lasă-mă bace că asta îmi vine și în ultima lună de sarcină, deci să lățește mult. Ideea e să fie foarte elastică, mai ales când vrei să porți bluzițe de-astea de genul. Știi că, de exemplu, bluzele care sunt mari, în zona burții, de exemplu, te arată enormă, știi? Și de multe ori nu ai chef să te vezi enormă și în partea de sus. Ești destul de enormă la burtă, știi? Și în acest motiv prefer bluzele de genul pe parcursul sarcinii, mă refer la iarna, că vara e cu totul altceva, care sunt aici, de exemplu, mulate în partea de sus și se vede conturul burții doar atât și lumea, ok, ești însărcinată, nu ești obeză sau mai știu eu ce, știi? Nu arăți enorm, arăți burtica frumos și aia este. Așa că am optat pentru bluzițele astea. Eu cred că cu 3 mi-ajunge pentru iarna asta și ceea ce este important e că îmi vor veni la anul cu siguranță, pentru că lărgindu-se atât, n-am nicio treabă la anul când nu voi mai avea burtă. E bine, dragilor, mă vedeți pe jumătate de cap, dar merge și așa că trebuie să exemplific helanca asta. Așa arată helanca albă și, după cum vă spuneam, e destul de lărg corp și arată decât ce trebuie, tăticule, și ce zic, adică pentru iarnă, primăvară, eu cred că este ok, chiar și pentru o perioadă asta anului. E ușor transparentă cea albă, a se observa, dar e de bine că se simte grosuță și călduroasă. Adică dacă se simte că cu căldură, e de bine. În momentul de față port o pereche de pantaloni care nu, pentru că mă strânge totuși aici la burtică, dar cu pantalonii, o fie o salopetă sau fie cu pantalonii de graviduță, cred că o să meargă situația mult mai bine. Hai să o probez și pe următoare. E bine, așa arată și helanca neagră. Personal îmi place mai mult decât cea albă, pentru că, nu știu, stilizează mai mult și e mai drăgu. Iar cu pantalon de genul până în talie, eu cred că va merge destul de bine. E și alărguță, evident, și așează destul de bine. Și evident că arată decât ce trebuie, burta și atât, că restul... Nu suntem aceste grăsuțe de moment, nu știm ce se va întâmpla, dar da, momentan. Bun, îmi place. Ei, așa arată și cea maro, helanca maro, trebuie să recunosc că nu este atât de transparentă precum cea albă. E destul de ok, foarte basic pentru lua ceva repede pe tine, eu cred că este desăvârșită. De asemenea, dacă o accesorizezi așa fain, făinuț, cu niște coliere masive, eu cred că arată genial. Evident că acum cu pantaloni ăștia nu mă avantajează situația, dar cu niște salopete sau ceva pe deasupra, cred că ar arăta destul de interesant. Îmi place și ea și e destul de basic, să spun așa, dar are ceva aparte așa. Arată destul de drăguț și, apropo, mânecile vin cam la dimensiunea asta în ceea ce mă privește pe mine, iar în partea de jos vedeți că pot să o bag în pantalon fără probleme și când mai crește burtica, poate să se lărgească și ea destul de mult. Deci, și cu asta e de bine. Mai departe! Aha, stai să mă mai uit că sunt deja super curioasă. Aici am o bluză din asta, de iarnă, de căldurică, cum îmi place mie, lucrată, din lănică. Mamă, ce moale! Deci mă așteptam din imagine, o las imaginea pe aici, să fie mai bățoasă. Dar e super moale, cum îmi place mie, Dumnezeule, hai să vă arăt. Uite, așa arată ea și vedeți că e una destul de măricică, dar, ia uite, și ea se lărgește în cazul în care
crește burtacul, că despre asta e vorba în clipul acesta. Deci ea arată cam așa, e și ea foarte simplu, adică voi știți deja gusturile, că eu sunt o persoană în care optează mai mult pentru basic, pentru că îl poți accesoriza în mai multe feluri. Ceea ce are interesant bluzica asta, uitați-vă ce fain este lucrată. E puțin transparentă, deși la un anumit moment din iarnă trebuie să spui un maiuț pe dedesubt. În cazul meu că stau în Spania, în cazul României, o bluză de pijama din asta, nu de pijama, zi de interior termică, știi ce zic? Pentru că, na, are bulinuțele astea, dar zic eu că pentru ocazii mai speciale, nu știu, pentru ziua Crăciunului, pentru zilele astea mai festive care urmează să vină, mi se pare o opțiune destul de interesantă, știi? Și mai ales dacă stai în casă, de exemplu, mergi la părinți de Crăciun, să zic așa, mi se pare perfectă, știi? Uite, așa arată ea, nu prea se înțelege mare lucru, imediat o iau pe mine, dar uitați-vă ce model drăguț are, e lucrată super mișto. O iau pe mine și vă arăt cum o stă. Deci, wonderful, wonderful, wonderful. De la atingere, de la senzația pe care o ai cu bluzița asta până la modelul în sine, mie îmi place de nu mai pot. Adică, vedeți că e destul de basic, dar e foarte, foarte moale și are găurelele astea care, nu știu, îmi vine așa să ating într-una. E super interesantă, super frumoasă, e exact ca în imagine. Și mie personal îmi place foarte mult, vedeți că în zona asta este destul de lărguță, ceea ce va însemna că va acoperi destul de bine chestioarele ce vor urma. Deci din punctul ăsta de vedere, în ceea ce mă privește pe mine și interesele mele, e o bluză extraordinară pentru următoarea perioadă de friguțus. Da, îmi place. Și apropo de transparențe, cam așa se cunoaște pielea pe dedesubt. Mai departe, ia să vedem ce avem noi aici. Mă doare deja coloana, stând atât în fața camerei. Aici i-am cerut o chestie. Bun, pe lângă pantalonii pe care mi-am luat, apropo i-am luat de la Aldi, niște pantaloni special pentru gravidă, mi-am cerut de pe Shein o salopetă. V-am mai spus eu că salopeta e perfectă și pentru gravide și pentru negravide. Hei, de data asta mi-am cerut salopeta asta. Nu este de gravide, pentru că în mod normal pe Shein nu au chestii de graviduțe momentan. Dar mi s-a părut mie din croiul pe care l-am văzut în imagine, apropo imagine aici, mi s-a părut destul de ok pentru ceea ce caut eu ca și gravidă. Mi-am cerut un L, dacă mă știu, sau XL. Stai că aici chiar nu știu ce mărime mi-am cerut, un XL mi-am cerut să fie mai mare. Bun, pantalonii sunt destul de normali, vedeți, adică destul de ok. Elastici, da, ia uite, se întind destul de bine. Iar salopeta în sine, uite cum e. Stați să o ridic. Vedeți, are partea asta din față, că asta e cel mai important, știi? Nu se închide aici cu nimic, iar partea asta din față e destul de lată. Adică să-ți încapă burta destul de bine, iar lateralele, dacă le apreciați voi, nu vin în formă de clepsidră, ceea ce trebuie să fugim, de ceea ce trebuie să fugim în general când suntem gravide, că numai formă de clepsidră nu avem noi, ci sunt drepți, ceea ce e super mișto când îți crește burta. Că o bagi aici în salopetă, știi? Iar pantalonii ăștia rămân destul de bine așezați. Acum, având o talie înaltă, nu știu cât de bine se va desfășura situația, dar sunt curioasă să văd ce și cum despre ei. S-ar putea să vină de aici în sus burtica. Oricum, îi pun acum pe mine și îi probez. I-am luat un XL, repet, că mai crește fundul, mai crește burta. Am zis să-mi vină măcar până în primăvară ceva de genul, să profit de ei. Știi că i-am luat strict pentru perioada asta a vieții mele cât am o burtă. Așa că hai să iau pe mine. Mi se pare absolut genial, mai ales pentru sezonul ăsta, că uite, mi-am luat bluza asta pe mine, după care nebunia asta și sunt gata să plec la drum. Ia să vedem noi acum cum mi-or veni. Ei, dragilor, asta este salopeta. Cu siguranță va intra tot ce trebuie în zona asta de aici. Îmi place de nu mai pot. E destul de interesantă și foarte elastic, adică nu mă strânge pe nicăieri. V-am spus că am luat un XL. E până jos toată situația și îmi place că în zona asta de aici, vedeți că e ținută destul de bine situația. Și am luat helanca pe mine ca să exemplific o situație despre helancele astea care sunt așa pe corp. Vedeți că intră foarte bine în pantaloni, cel puțin la salopetele astea, la genul ăsta de salopetă, intră foarte bine în pantaloni, îmi ține aici de cald și sunt așa mulate și arată de către ce trebuie să arăți. Înțelegeți, ca să insistăm și puțin pe treaba asta. Dar salopeta e super mișto, adică îmi place de nu mai pot. Evident că pretelele poți să le pui fie așa, fie în mix. Eu am luat-o repede pe mine ca să exemplific o situație, pentru că trebuie să lucrez puțin la ajustarea
bretelelor, pentru că trebuie să urc totuși puțin mai așa și cu cât crește burtica, o cobor mai jos, mai jos, mai jos, cum îți ție mai bine. Foarte elastic în zona asta, ceea ce este absolut minunat. Are închidere doar pe această parte, aici vine totul super, super sigilat și vedeți că pe picior simulează destul de bine. Dar mai am loc, de exemplu, dacă mă îngras sau ceva, mai am loc să mai întrece o bucată de șuncă. Așa că da, îmi place foarte, foarte mult salopeta asta și cred că e o alegere super inteligentă pentru perioada asta prin care voi trece cu burtică, iar mai apoi când noi mai avea burtă căna să duce și ea, e mișto de purtat chiar și așa, sau uite așa, când noi mai avea burtă, sunt pe șmecherie cu salopeta lăsată în jos și toate cele, dar ca fapt divers și ca idee, îmi place mult mult salopeta, deci punct țitit, punct lovit. Ok, mai am două chestii să vă arăt, una din ele e un ilic din asta, mai am eu un ilic maro, dar îmi place foarte mult ideea de ilic, cel puțin anul ăsta, de ilic din ăsta. Numai că ăsta, ia uite, e lunguț și îl pot purta ca o rochiță, ceea ce mi s-a părut absolut adorabil. Zic, băi, o chestie din asta îmi doresc, cu o cămașă pe dedesubt, cu niște, colanți. Ba, ar merge și cu colanți, dar cel mai potrivit cred că ar merge niște dresuri din astea care au chestie termică pe interior, știți la care mă refer, nu oia negri care au chestie bufoasă pe interior, cu niște din aia și cu niște ghetuțe înalte, eu zic, sunt perfecte și mai ales că e genul de ilicuț, îl vedeți, elastic și destul de lărguț, așa că îl voi purta toată perioada, până când vine căldura aia de nu mai poți, știi? Dar, în general, uite, așa arată el în partea de sus și îmi place foarte mult culoarea. Pe mine griul mă prinde destul de bine și începe să se lărgească și devine în partea de jos ca o fustiță. Bine, e o rochiță în general și mi-a plăcut mie ideea asta așa foarte mult că e lărguț și mă voi simți bine în el și îl pot purta și la ocazii mai așa, mai de Doamne ajută, eu știu, vizite, plecări, mai știu eu. Dar și dacă sunt grăbită, gen, hai, repede până undeva, îl iau pe mine pe deasupra la o cămașă, repede la o bluziță și am terminat povestea. Asta place, arată ca în imagine, iar materialul este destul de ok. Nu știu pe ce mărime l-am cerut pe ăsta, ca să vă faceți o idee cât de mare e el. Stați să caut o etichetă. Deja vedeți că suflu, am obosit. Măi, ăsta nu are etichetă, aba da, uite aici. Am cerut un L, deci este destul de oversize, să spun așa, destul de măricel pentru L. Dacă purtați L și vă plac hăinuțele mai lărguțe, mai oversize, dacă putem să numim așa, uite, ăsta e destul de măricel. Acum, le iau pe mine ca să exemplific o situație, nu-i așa? Ei, dragii mei, așa arată rochița, eu am lăsat Hela în casa pe mine ca să exemplific că se poate purta și cu genul ăsta de bluziță, dar puteți pune și o cămășuță dacă vreți să fiți mai elegantă. Uite, cam asta este lungimea ei, deci o lungime destul de considerabilă. Eu mi-am luat dresuri pe mine normale, nu din alea opaci, din alea cu puf pe interior, ca să vedeți că se poate purta și cu dresuri normale, fără problemă. E făcută dintr-un material foarte, foarte călduros, adică îmi place de nu mai pot și ce să vede să nu-mi crezi, nu să cunoaște că sunt în graviduță. Adică e extraordinară și cu siguranță îmi va fi bună pe parcursul sarcinii, până o avea eu burta mai mare, până o trece iarna, până trecem din impasul ăsta. Așa că ilicuțul, mai bine zis, rochița îmi place foarte, foarte mult și nu știu, e la modă acum, e ceva mai special, deci da, îmi place luminositatea, îmi joacă feste că afară s-a întunericit, ce să facem dacă se întunecă la 5, dar da, asta e, trebuie călcată bine și gata de purtat, nu-i așa? Îmi place foarte, foarte bun. Și ultima chestie din cutie, ultima, promit, mi-am luat o geacă, deși, domnilor și domnilor, eu aici nu prea port geacă, dar mi-am luat o geacă cu ideea că trebuie să plec și eu la neamuri luna ce vine. Ne place să mergem la munte, la zăpadă, să o căutăm pe unde e pe aici, pe în Spania, deci îmi trebuie o geacă. Problema mea era că toate gecile pe care le aveam erau strict pe mărimea mea, L. Și s-a oprit situația acolo. Așa că mi-am cerut o geacă pe XL, special pentru iarna asta și pentru dățile când mergem la zăpadă în anii ce vor urma, dacă mă țin. Așa arăta ea pe imagine. Acum, hai să vedem cum arată în realitate. Văd că e din fuș pe din afară, ceea ce e de bine, că o pot purta. Ce mai are aici, Dumnezeule? Oh, wow, 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 dar stați! Avem aici niște pisici. Cred că de la glugă sunt chestiunile astea care se atașează. Mă mai gândesc dacă le atașez sau nu. Pe interior e o adevărată blăniță. Deci, băi,
din am desfăcut-o și e interesantă. Ce m-a atras la geaca asta este că se închide. Are, de fapt, nu se închide. Are aici un... vedeți? Problema mea, știu din sarcina trecută, a fost să-mi găsesc o geacă. Pentru că aveam în decembrie-ianuarie burtică și nu mai mă încăpea nicio geacă. Nu vă spun în martie, când aveam burta destul de mare. Și practic nu mă închideam la geci și mi era destul de frig. Ia că trecu și cineva cu sarcina. Am să încerc să vă arăt o imagine de cum umblam eu cu gecile pe care le aveam, că n-am vrut să investesc într-o geacă de gravidă, nici pe departe, pentru că erau foarte scumpe și fratele porți câteva luni și mi se pare o investiție super tâmpită și mergeam cu gecile la propriu deschise, pentru că aveam burtică deja și nu mă încăpeau, nicio geacă pe care o aveam nu mă încăpea, așa că de data asta am cerut un XL pe care cu siguranță îl voi purta și în anii viitor, repet, când mergem la zăpadă și așa mai departe, că vedeți că este o geacă strong de fuși, mai bună când mergi la zăpadă, că doar la zăpadă nu mergi să faci parada mult, mergi să te joci cu copii și te simți bine, nu? Bun, ea arată, repede, are și glugă, ceea ce e mișto, năsturei ăștia sunt pentru pus chestiunea de acolo, repet, mi-a plăcut treaba cu șireturile pentru că tu poți să închizi aici în talie și să-ți țină bine, știi? Și totuși, fiind un XL și fiind lărguță, care și un spate destul de generos, o să închis și o geaca cu tot cu burtă, știi ce zic? Hai să vedem și pe interior, dar imediat o voi pune și pe mine. Calitativ credeam că o să fie mai prost, calitativ, vă spun sincer, pentru că din imagine mi se părea o geacă destul de prost calitativ, repet. Dar se pare că m-a surprins, mă gândeam, mă scuzați, sughit într-una, de când sunt gravidă, pac. Treaba asta, sughit într-una și deci să revenim la situația asta, uite așa e pe interior. Mamă, ce blănoasă e, deci îmi place de nu mai pot. Și are buzunare. Repet că îmi place foarte mult, că mă gândeam că pe deasupra e un material din ăsta, nu din de genul, din fâși, care nu intră ploaia prin el, ci contrariu. Un material foarte cu care nu poți ieși când plouă pe stradă. Dar asta e mișto, deci probabil am să port mai mult decât aș fi crezut. Și am zis să nu-mi iau mărim foarte, foarte mare, am zis că un XL, repet, iarna o să-l port și după ce nu voi mai avea burtă. O iau pe mine și vă arăt cum îmi șade cu ea, nu? Ia, haideți să luăm și geaca pe mine, nu i-am pus puful ăla la glugă, dar nu cred că e o problemă, important e să vedeți cum arată, până unde acoperă și așa mai departe. Vedeți că e ușor mare de mine. Momentan, când o crește burtihanul, o să fie numai bine. Momentan, de exemplu, pot să o închid cu șiretul, deci poate fi purtată și după ce mi se termină treaba cu burta, ceea ce mi se pare super ok. La mâneci, ca să vedeți o situație, e destul de bine și ca lungime, uite, până aici unde am eu mâna, ceea ce cred că e destul de bine. Pe interior v-am spus că are blăniță și la glugă, ia să vedem, odată ce îi pui și puful ăla, dacă vrei, e destul de ok. Apropo, gluga nu se dă jos. Mi-ar fi plăcut, dar e bine și așa că dacă plouă pe afară sau ceva de genul, e numai bine. Apropo, se închide cu fermoar și capse și ca să vă faceți o idee de cât de încăpătoare va fi odată ce va crește burta, uite, cam așa. Ceea ce e minunat pentru mine, vă dați seama. E și pentru ocazii mai elegantuțe, dar și pentru ocazii, hai repede că avem treabă și burta mare, și ce zic? În principiu, pentru prețul pe care l-am dat pe gecuță și pentru perioada pe care o voi purta și că îmi va veni și după, pentru că, hai să zicem că, de exemplu, o închidem, că până aici se închide, da? Și ai tras de șiret și te legau cu șiretul ăsta, deja îmi vine și când noi avea burtă, nu știu să vă spun. Adică e destul de bună cumpărătura și geaca e destul de făinucă pentru ce, pentru ce am eu nevoie, bineînțeles, așa că un mare lecet pentru... Ei bine, dragii mei, și am ajuns la sfârșit de clip. Ăsta este mega unboxing-ul Shein în care am testat și produse noi pentru casă, în care mi-am luat multe chestioare legere și cu pregătire, cu ideea de burtă și gravidenie. Sper din suflet că v-a plăcut. În curând o să vorbim și despre haine de graviduță, ce merită și ce nu merită să-ți cumperi. Dar până una alta, ăsta a fost unboxing-ul Shein de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut. Nu uitați că mă găsesc pe toate rețelele de socializare. Vezi, Elena, când vorbești prea mult, încep să
tălmăcești situația. Doamnelor și domnilor, ne vedem pe toate rețelele de socializare zilnic, chiar aici pe YouTube ne vedem lunea cu clipuri despre sarcină și miercurea și vinerea cu nebunii de ale lui Elena. Așadar, ne vedem data viitoare după 7:30. V-am pupat, să aveți o seară absolut genială în continuare. Pa, pa!